Raul Rusescu preia însă prea lung, dă o pasă foarte bună pentru Mihai Costea. Preluarea lui Costea, iese Felgheira și neglijent. Mihai Costea cere penalti, însă nu sunt în măsură, l-a lovit Felgheira și pe Costea. Până la urmă se dă lovitură de la 11 metri pentru Steaua, pe semnalizarea asistentului Cristian Nica. Bravo, e sigur. Cristian Nica îi face semn că da. Iată preluarea lui Mihai Costea. Intervenția lui Felgheiraș, nici vorbă de penalti la această fază. Mihai Costea a alunecat,